Cartierul Sărmaș din municipiul Zalău este locuit de oameni prietenoși și frumoși, doar că drumul strică toată priveliștea. Odată cu prima ploaie mai lungă de 30 de minute, bălțile încep să capete viață. Dacă ești șofer, trebuie să ai experiență pe drumurile off-road ca să eviți gropile camuflate în bălți. Dacă nu, s-ar putea să-ți duci mașina în servis spre bucuria celor de la atelierele auto. Dacă ești pieton și nu ai pelerină de ploaie sau nu știi să te ferești chiar și pe trotuar, atunci vei face cunoștință cu un duș rece din cap până în picioare. Locuitorii din acest cartier sunt recunoscători primăriei care a reabilitat toate străzile, astfel încât acestea seamănă cu cele din evul mediu, poate chiar mai rău, pentru că acelea erau pietruite. Strada romană este amenajată în așa fel încât denumirea să îi se potrivească. Pe mijlocul acesteia se află un pârâu care curge ca o zana cea limpede, curgătoare ca cristalul. De fiecare dată când plouă, băștinașii sunt nevoiți să se adapteze ultimelor tendințe în modă și anume cizmele de gumă. Toate străzile, cu excepția principalei, seamănă cu adevărate cartiere romane.